Ședința Consiliului Local a debutat azi cu intervenția secretarului primăriei Petre Roșu, care a dat citire unui ordin emis de prefectură pe 24 iulie 2015, potrivit căruia consilierul Florian Velicu își pierde mandatul de consilier. Este a doua oară când Velicu trece printr-o astfel de situație, asta după ce tocmai își recâștigase în instanță dreptul de a fi consilier local. Prefectul județului Giurgiu reprezentor. Pe data prezentului se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Velicu Florian în cadrul Consiliului Local al municipiului Giurgiu și se declară vacant locul acesta. Eu astăzi am făcut un memoriu către instituția prefectului prin care îi solicitam să anuleze acest ordin datorită faptului că s-a încălcat tot ce înseamnă prevedere statutare cu privire la dreptul la apărare al meu în interiorul partidului, așa că persoana care a trimis acea adresă nu este altceva decât încă o dovadă în plus că a fost făcut, acea adresă a fost făcută de o persoană care n-a cunoscut prevederile statutare, nu cunoaște legea partidelor, nu cunoaște cu ce se mănâncă ceea ce a făcut. Drept urmare, am solicitat prefectului, aceasta este procedura prealabilă conform legii, dacă nu știați, și prefectul este obligat să dea curs, în contextul în care va da curs. Atât ordinul emis de prefectură, cât și decizia conducerii PPDD Giurgiu, care l-a exclus din partid, îl nemulțumesc pe Florian Velicu, hotărât acum să-și caute din nou dreptatea în instanță. Eu, pe data de 20.07.2015, am depus cu această adresă de înaintare, numărul 28.056 din 20.07, certificatul de grefă eliberat de instanța de Tribunalul Giurgiu, unde spune în felul următor. Admite cererea de intervenție a intervenientului Velicu Florian, respinge cererea privind anularea hotărârii de Consiliu numărul 402 din 20.11.2014, este hotărârea care privea punerea în ordine a situației lui Gărgărea din Consiliu, adică eliminarea lui Gărgărea din Consiliu, pentru că eu câștigasem deja definitiv, și de asemenea respinge cererea de intervenție formulată de Gărgărea Dumitru. Soluția este definitivă. Deci rețineți data, 20.07. În același timp, tot în aceeași dată, este un număr diferență între prima adresă și a doua. Solicit Consiliului Local, în atenția domnului primar Nicolae Barbu și a domnului secretar Roșu, să mi se pună la dispoziție, aici este problema cea mai importantă, și nu pun întâmplător accentul pe data de 20, pentru că pe data de 21 a venit hotărârea de excludere. De se înțelege, pentru faptul că am câștigat procesul cu prefectura și pentru faptul că am avut tupeu în calitate de ales local și conform legii 215, articolul 51, mi se permite acest lucru, iar primarul, secretarul și tot aparatul tehnic al primarului sunt obligați să pună la dispoziție tot conform legii, că le place, că nu le place, asta este. Am solicitat așa, toate contractele de la societățile comerciale la care Consiliul Local Giurgiu este acționar, perioada solicitată fiind 01.07.2012, adică preluarea mandatului de către domnul primar, data la care s-a preluat mandatul, până la 01.01.2015, și de asemenea toate contractele, încredințare directă sau prin licitație, de la primăria Giurgiu și de la direcțiile subordonate în aceeași perioadă, 1.07.2012 până la 1.01.2015. Se subînțelege, da, care a fost problema. Fostul consilier Florian Velicu consideră că toate aceste demersuri de a fi exclus definitiv din Consiliul Local reprezintă numai abuzuri și teama conducerii primăriei că prin funcția pe care o deține, Velicu poate aduce în atenția opiniei publice anumite ilegalități. Cum să îndrăznesc eu să solicit documente care legea mi le conferă sau drepturi pe care legea mi le conferă, iar statutul de ales local le conferă și tuturor celorlalți colegi care, din păcate, din vari motive, nu iau niciun fel de atitudine, și spun vari motive, deoarece în presa locală sau chiar și în presa națională o să încerc să arăt toate aceste interese ale celorlalți colegi, care nu le permite să gândească cu mintea lor și să exprime ceea ce gândesc. Mai multe detalii despre excluderea lui Florian Velicu din Consiliul Local Giurgiu, dar și care sunt cei despre care acesta crede că au creat tot acest scenariu, puteți afla vineri la TV Giurgiu, începând cu ora 21, în cadrul emisiunii Cronica Giurgiuveană.